Așa cum ați aflat și dumneavoastră, am primit o veste tristă când, în acest mod fulgerător, fratele Marius, împreună cu sora Ramona, pentru că așa o chema, numai dumneavoastră, mulți o alintați Mona sau Monica, dar numele oficial în act este Ramona, au fost chemați de Domnul acasă. Sigur că situația asta tragică, tragedia aceasta a avut loc, așa cum am spus, într-un mod fulgerător și durerea este mare, având în vedere că ambii aveau 45 de ani. O vârstă destul de tânără, am spune noi, când, în timp ce se deplasau la intersecția undeva la satul Săsar, șoseaua cu calea ferată, sigur că a avut loc acest impact și tragedia s-a produs. Dacă poți să pui și, am fost personal, am fost la locul accidentului, așa arată mașina care a fost izbită de tren și târâtă câțiva metri pe calea ferată, apoi aruncată undeva în partea stângă a căii ferate. Ne rugăm pentru cei 6 copilași. Dumnezeu să aducă mângâiere. Dacă Domnul ajută, vineri la ora 19, o să aibă loc priveghiu în curtea sau în sala casei de rugăciune din Tăuți. Fratele Marius a avut în inimă o dorință foarte mare, care mi-a exprimat-o de mai multe ori și care, la care nu am rămas rece, ci dimpotrivă. A dorit tare mult să fie o casă de rugăciune în Tăuții Măghierăuși. În ani am încercat să facem lucrul acesta, în speranța că se vor întoarce oameni la Dumnezeu din Tăuții Măghierăuși. Vă amintiți că în vara aceasta am făcut și o evangelizare în Tăuți. Unul dintre motoarele care a ajutat la această slujbă de evangelizare a fost și fratele Marius, care a pus chiar bani din buzunarul lui pentru această lucrare. Pentru că orice lucrare necesită și o cheltuială financiară. Înainte să plec în Statele Unite, acum, ultima dată, m-a sunat la telefon și a zis, aș vrea să facem evangelizări aici. Și am fost de acord să facem evangelizări. Chiar stabilisem niște date de evangelizare în Tăuții Măghierăuși. Însă, această tragedie din această zi ne-a dat, am zis așa într-un fel, planurile care le făcusem peste cap, deși evangelizare tot vom mai face și prima evangelizare care o facem va fi vineri seara la ora 7, când vom celebra plecarea în veșnicia celor doi, ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie cei 6 copii, cum am spus. Apoi sâmbătă, la ora 13, în spatele primăriei din Tăuții Măghierăuși, acolo la capelă o să aibă loc slujba de înmormântare. Și vă încurajez pe toți să participăm, să fim alături de familie și vineri și de asemenea și sâmbătă. Dorim ca Dumnezeu să mângâie familia. Amin. Frați și surori, ce am constatat astăzi, e harul lui Dumnezeu în fiecare zi că trăim. Ieșim din casă și nu știm dacă ne mai întoarcem. Viața este imprevizibilă, dar cel mai sigur este dacă viața e în mâna lui Dumnezeu. Pentru că spunea Pavel asupra acestei vieți imprevizibile, el avea un verset frumos care l-a scris și spunea în felul următor, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și lucrul acesta este esențial.